euro. Este o mașină destinată în principal traficului urban, care însă se deosebește de un model de clasă mică prin garda la sol mai ridicată și ornamente exterioare specifice mașinilor de teren. Sandero Stepway este al 6-lea model lansat pe platforma Logan și vine la un an după prezentarea de la Geneva a ultimului model Dacia. Autoturismul românesc este versiunea europeană a lui Renault Sandero Stepway. Un alt român a fost împușcat aseară din greșeală la Roma. Bărbatul în vârstă de 22 de ani s-a trezit cu un glonț în umăr, anunță o agenție de presă. Românul are nevoie de 15 zile de spitalizare. Bărbatul a povestit că a fost împușcat în timpul răfuielii dintre niște albanezi. Forțele de ordine nu i-au găsit încă pe făptași. Mergem acum la o nouă ediție Fabrica, împreună cu Cristina Șinca și invitații ei. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, ție, bună ziua, doamnelor și domnilor! Căldura s-a instalat în România, vine peste noi deșertificarea. Așa ne-au anunțat astăzi specialiștii. Aflăm că furtuna va face parte din viața noastră de zi cu zi dacă temperaturile vor fi peste 35 de grade. Asta pare să fie afectat și clasa politică, având în vedere că fiecare zi pare să adâncească criza din coaliție. Putem spune că actuala guvernare se crapă fără a se rupe deocamdată. PDL atacă dur. Dacă PSD nu vrea să stea la ședințele de guvern cu Traian Băsescu, acești lideri ai Partidului Social Democrat, miniștrilor, mai bine spus, sunt liberi să plece. De tot, facem guvernul Boc numărul 2 și numim noi miniștri. Așa spunea Vasile Blaga, unul dintre liderii Partidului Democrat Liberal. Despre vremurile politice discutăm în a doua parte a emisiunii. Pentru început, vrem să vedem cum va fi vremea în următoarele zile. Vine peste noi deșertul. Și iulie și august vor fi perioade cu temperaturi peste 35 de grade. În România a început procesul de aridizare și chiar de deșertificare. Acest an seamănă ca intensitatea secetei cu anul 2000. În intervalul 1-14 iulie, suprafața din sud-estul României are cantități foarte mici de precipitații. 2009 va fi secetă, sudul, sud-estul, dar nu comparabilă cu 2007. Iată, ne așteaptă așadar o vară fierbinte și secetoasă. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi prognoza pentru perioada iulie-noiembrie. Am văzut ce ne spune mai devreme, ce ne spunea reprezentantul ANM. Mergem acum în direct la ANM. Suntem în legătură directă cu doamna Viorica Dima, meteorolog de serviciu. Bună ziua! Bună ziua! Vine o perioadă atât de, nu știu să spunem, de speriat în lunile care urmează, nu știu exact cum să spunem, am văzut mai devreme, știm cu toții cum a fost acea furtună într-un sfert de oră, practic am văzut în capitală, copaci doborâți, vedem că va fi o caniculă în această vară, trebuie să ne temem sau nu de vreme? Având în vedere, să spunem, capriciile pe care le manifestă vremea în ultimul deceniu cel puțin, cred că nu va fi o vară aparte. Deja ne-am obișnuit cu succesiuni rapide de zile caniculare, cu perioade de vreme mai răcoroasă și mult mai instabilă. Oricum, pentru viitorul apropiat, având în vedere că ieri am avut o zi caniculară, astăzi am asistat la un pasaj frontal, pentru următoarele zile nu așteptăm fenomene meteorologice violente. Vremea se ameliorează atât sub aspectul precipitațiilor, iar regimul termic va fi cel normal pentru această dată. În speță, temperaturi de 30-32 de grade se vor mai atinge doar în zonele de câmpie din partea de sud și de vest a țării, iar pentru restul lunii iunie, cel puțin, nu mai așteptăm caniculă. Precipitații abia săptămâna viitoare, când un nou ciclon mediteranean abordează partea de sud-vest a țării noastre și foarte probabil că va traversa întreaga țară. Iar în ceea ce privește lunile de vară ale acestui an, așa cum s-a anunțat deja, acestea vor avea un deficit de precipitații mai consistent pentru partea de sud-est a țării, și abia luna august aduce valorile regimului pluviometric la cote normale, să spunem, din punct de vedere climatologic. Explicați-ne foarte pe scurt ce înseamnă acest proces de deșertificare. Atâta vreme cât cantitățile de apă
care provin din precipitații nu acoperă necesarul de umiditate din sol, solul ajunge să se degradeze. Ce înseamnă cantități de precipitații mulțumitoare? Sunt cele estimate climatologic, cam 50-70 de litri la câmpie, de la unul la lună la alta, aceste valori diferă. Dar atunci când nu plouă 10 zile la rând într-o anumită regiune, solul începe să sufere de uscăciune, iar asta degradează și consistența solului și nu mai vorbim de potențialul pentru hrănirea culturilor, pentru dezvoltarea vegetației, care de asemenea este impietat. Cât despre vijelii, ce ne puteți spune? Vijeliile sunt întotdeauna foarte violente atunci când vin după perioade de căldură excesivă. După un val de căldură care acoperă întreaga țară până spre regiunile nordice, orice pasaj frontal cu un transport de aer mai răcoros dinspre Europa central-nordică ne poate duce cu gândul la manifestări violente, la intensificări de vânt cu aspect de vijelie, la cantități de precipitații mai abundente și de asemenea la căderi de grindină. Iar aceste fenomene sunt cu atât mai violente cu cât contrastul dintre masele de aer ce vin în contact, cea preexistentă foarte caldă și cea rece postfrontală, este mai accentuat. Deci după călduri mari, întotdeauna să ne așteptăm la vijelii puternice, la furtuni semnificative. Vom avea parte de astfel de vijelii din datele pe care le aveți până acum? Știm că aceste prognoze sunt pe câteva luni de acum înainte. Este ceea ce se numește a fi o prognoză pe vremea probabilă. Ce va însemna acest lucru concret? Când putem spune că va veni o vijelie? Știm, în ultimele dăți în capitală, cel puțin se vedea un cer înnegrit, pur și simplu, soarele răzbătea de undeva. Atunci ne cam așteptam, ne uitam, începe vântul, e clar, vine vijelia. Da, este foarte adevărat că genul de nori specifici acestor furtuni sunt norii de mare dezvoltare verticală, norii de tip cumulonimbus, norii aceia negri despre care pomeneați dumneavoastră. Dar este foarte greu de estimat, de fapt este imposibil de estimat, la nivelul unei veri întregi, că pe data de 21 august de pildă va fi vijelie, pe data de 4 iulie va fi vijelie și așa mai departe. Pentru asta, Administrația Națională de Meteorologie emite prognoze pe 24 de ore, până la 7 zile, prognoze detaliate în care astfel de fenomene, de cele mai multe ori, sunt foarte bine surprinse. Deci e bine să consultăm buletinele meteo, cu alte cuvinte. Să consultăm buletinele meteo. Vedeam că cei de la ANM ne spuneau sau spuneau telespectatorilor noștri că toate aceste vijelii sau toate aceste avertizări vor putea fi urmărite și în direct la televizor. Evoluția vijeliilor ar putea fi urmărită și la televizor. Televiziunile vor avea în curând acces direct pe serverul Administrației Naționale de Meteorologie. Radarul care monitorizează vijelia va putea fi urmărit în direct. Iată, se schimbă anotimpurile, vin peste noi vijeliile, evoluează și tehnologia. Rămâne de văzut ce consecințe vor avea toate acestea asupra noastră. Mulțumesc, Viorica Dima, în direct de la ANM. Schimbăm subiectul. Liderii Federației Spirul Haret reacționează la acuzațiile președintelui Traian Băsescu, care a spus că sindicatele și ministrul educației lucrează împotriva elevilor. Așadar, începând de astăzi, începe un război aproape direct între președintele Traian Băsescu și unii miniștri ai cabinetului Emil Boc. Sunt foarte multe declarații de comentat în toată această perioadă. Este clar o campanie electorală, o campanie electorală nedeclarată, pentru că cea legală este în jur de 30 de zile și are loc fix înaintea alegerilor prezidențiale. Dar vedem dacă până astăzi Traian Băsescu și alături de el ceilalți lideri de partide discutau direct, se atacau direct. Vorbeam de o campanie prezidențială în care nu era implicat executivul. Ei bine, de astăzi am văzut-o pe ministrul educației, pe doamna Ecaterina Andronescu, declarând sus și tare că președintele poate nu are informațiile de care are nevoie. Știm, toate aceste discuții vin după ce Traian Băsescu a atacat-o dur și direct pe doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, în ultima ședință de guvern. O ședință cu bluc-cluc, de la care au pornit toate problemele care ne fac să spunem că această coaliție scârție puțin, crapă, dacă este să păstrăm ideea de deșertificare, dar rezistă, cel puțin deocamdată. Analiștii îi dau încă multe luni de acum înainte. Despre aceste lucruri discutăm și noi în minutele care urmează. Invitații mei, doamna Andreea Pora, Revista 22, bună ziua, bine ați venit. Marius Necula, Partidul Democrat Liberal, Florin Iordache, Partidul Social Democrat. Revedem ultimele declarații pe această temă.
Președintele Traian Băsescu nu cred că este în măsură să lanseze astfel de mici glumițe, pentru că și domnia sa a fost într-o cârdășie totală cu federațiile sindicale când noi am semnat acea strategie privind reforma sistemului educațional, iar domnia sa ne-a oferit în schimb acea lege privind creșterea salariilor. Acuzația sindicaliștilor vine după ce președintele Traian Băsescu a declarat că sindicatele și ministrul învățământului lucrează împotriva elevilor când vine vorba de descentralizare. Eu intuiesc de ce doamna Andronescu și sindicatele plimbă legile astea și ar vrea să facă doar o descentralizare, dar nu o reformă profundă a sistemului de educație, pentru că au intrat în aceeași logică a parteneriatului împotriva elevului. Dacă vindem din nou copiii pentru voturi la prezidențiale, dacă sacrificăm încă un an, încă o generație, pentru că sunt alegeri prezidențiale, putem să ne scriem mare pe noi imorali. Pentru că situația din educație nu mai permite întârzieri. Și ministrul educației a fost surprins de acuzațiile președintelui. De 3 luni de zile încercăm, într-adevăr, în parteneriat cu sindicatele, dar nu în cârdășie, să convenim asupra unor principii care să guverneze descentralizat. Avem acum documentul care urmărește descentralizarea învățământului și eu cred că este un document bine pus la punct. Pentru că eu nu sunt venită cu pluta, știu sistemul de învățământ. Ministrul Cătălin Andronescu a susținut o conferință de presă în urmă cu numai câteva minute. Aceasta s-a terminat, a fost, așa cum ne așteptam, un răspuns la adresa președintelui Traian Băsescu. Să revedem declarațiile. Nu vreau să intru în dispută cu președintele Băsescu, dar mă văd nevoită să răspund acuzațiilor incorrecte și răuvoitoare. Eu sunt profesor și niciodată nu m-am îndepărtat de școală, pe care am slujit-o întotdeauna cu dragoste și devotament și nu vreau să legăm reforma în învățământ de alegerile prezidențiale. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Și încercăm de aici câteva discuții. Doamna Andreea Pora, este un război clar între PSD și PDL. Noi speram să rămână la nivelul luptei, să spunem, pentru prima funcție în stat. Implicarea doamnei Ecaterina Andronescu și am văzut ce scrie și cotidianul Gândul de astăzi, domnul Vasile Blaga. Începe bătălia din ambele părți la nivel de miniștri, de executiv. Da, eu nu știu dacă este vorba de o bătălie aici între PSD, între Ecaterina Andronescu și mai știu eu cine, dacă e vorba de campania prezidențială sau orice fel de campanie, este vorba de o realitate și este vorba de niște adevăruri care trebuie spuse clar și răspicat. De 20 de ani nu s-a făcut reformă decât în interes de moment și în interesul unor găști politice. Acesta este motivul pentru care educația în România a intrat pe o pantă descendentă, o arată toate testele PISA, TISA și tot ce vreți dumneavoastră din ultimii ani. De asta am ajuns să avem câte 400.000 de absolvenți de facultate care sunt la nivelul, de fapt, claselor a 9-a și a 10-a, niște posesori de diplome care nu-și găsesc locul pe piața muncii. Iar problema pe care o ridică doamna Andronescu aici este falsă. Problema nu este a descentralizării. Problema este a viziunii în educație, este a curiculei, a performanței și a selecției la nivelul corpului didactic. Toate aceste probleme, dacă doamnei Andronescu, care văd că este de 6 luni, a făcut o fixație pe orele de sport și pe descentralizarea la care tot moșmondește nu știu ce cu sindicatele acolo. Deci dacă doamnei Andronescu nu i-ar conveni ceva din acele legi Miclea, pe care nu știu dacă le-a lecturat sau nu, ar trebui măcar să le supună în dezbatere publică, să fie supuse și în dezbaterea guvernului, pentru că aici, că îmi place sau nu îmi place, Traian Băsescu are dreptate. Dacă ne apucă toamna cu aceste legi, s-a pierdut încă un an școlar. Asta este clar. Pare că discuția nu intră atât de adânc, cum ne spuneți dumneavoastră. Pentru că aici că sindicatele de la Sirius, la nivel înalt.
sindicatele de la Spirul Hareț sau oricare alte sindicate, trebuie să admitem un lucru. Întotdeauna s-au limitat la revendicări salariale, n-au depășit această fază. Când s-a pus problema performanței și a plății în funcție de performanța profesorului la catedră, au sărit ca arse în sus, iar acum se canalizează numai pe descentralizare. Sigur, este un subiect de discuție, dar după părerea mea nu este subiectul principal. Și aici pot să spun că este o cârdășie și a fost întotdeauna o cârdășie. Ea nu e de acum. Ea este de 20 de ani, o cârdășie între sindicate și mediul politic, oricare ar fi fost el și orice fel de culoare ar fi avut. Doamne Nicula, și atunci, era sau este binevenită această ieșire a ministrului Andronescu? Ce părere aveți? Doar la nivel politic, pentru că se vede clar, fiecare încearcă să dea răspunsuri în acest moment. Bineînțeles, de politică nu putem scăpa niciodată, dar în primul rând aș vrea să fac o corecție la o afirmație care a apărut pe ecran la dumneavoastră, și anume meciul Băsescu-Joană. Nu există niciun meci între președintele Băsescu și Mircea Joană. Președintele Băsescu a făcut referire clară la un segment foarte important, cel al educației. Cel care mereu se agață de președinte și nu scapă nicio ocazie de a încerca să creeze acest tandem este Mircea Joană, care într-adevăr are o problemă că este sub partid, ca procente. Și atunci, fiind în campanie continuă de recuperare a acestui decalaj, încearcă să găsească orice prilej. Revenind la ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, sunt total de acord cu ceea ce a spus doamna Pora și cred că principalul lucru care trebuie făcut este de a se insista, de a se pune în discuție și nu numai publică, pentru că legile, aceste trei legi, mai puțin legea cadrelor didactice, care a rămas să fie finalizată după ce se termine legea salarizării. Nu se putea intra cu această lege. Dar aceste trei legi sunt pe site-ul președinției și Poftiți? Trebuia să tacă astăzi doamna Ecaterina Andronescu? Nu, sau doamna Ecaterina Andronescu trebuia probabil, s-a simțit lezată, mai mult probabil că cei din jurul domniei sale i-au cerut să aibă o poziție politică în primul rând și a trebuit să aibă o reacție. Reacția mi s-a părut a fi nu foarte vehementă, dar este clar că i s-a cerut din partea partidului. Eu știu bine pe doamna Ecaterina Andronescu și doamna ministru trebuie să înțeleagă un lucru, că un lider de sindicat extrem de vocal, cum este cel de la Spirul Hareț, nu trebuie să o împiedice, pentru că în spate are o coaliție foarte puternică, are un parteneriat care a fost semnat cu toți liderii de sindicat, are tot sprijinul Parlamentului, are sprijinul președintelui și al guvernului, iar reforma în educație, în învățământ, este una necesară. Domnule Iordache, i-a cerut partidul doamnei Andronescu? Nu. E foarte clar, domnul președinte Traian Băsescu a intrat deja în campanie, că nu o declară, vine intempestiv la ședințele de guvern și acolo atacă și în stânga și în dreapta. Imediat cum pleacă dumnealui, televiziunile se retrag și ideea care se propagă este aceea că a venit președintele, i-a spus guvernului ce să facă, toți sunt vinovați, numai președintele e cel bun. Așa se spunea mai devreme. Din păcate, realitatea e cu totul alta. Avem un ministru al educației, nu putem să ne grăbim, să descentralizăm dintr-o dată educația, pentru că ați văzut, de foarte multe ori au venit legi sau hotărâri de guvern sau ordonanțe care, ale căror efecte nu au fost foarte bine calculate și ne-am trezit că efectele care s-au propagat ulterior au fost dezastroase. De aceea, o descentralizare în educație trebuie foarte bine cântărită, trebuie avute discuții atât cu sindicatele, dar și cu profesorii, dar și cu mediul academic, cu societatea civilă și toate celelalte. Important este să vă înțelegeți în coaliție, Florin, pentru că iată... Domnule Florin Iordache, o secundă doar, doamna Cora, vreau doar să readucem aminte telespectatorilor. Da. Nu numai doamna Ecaterina Andronescu intră într-o astfel de dispută cu președintele Traian Băsescu sau într-o dispută mai mult sau mai puțin de logică electorală, să spunem. Iată, domnul Vasile Blaga, astăzi pentru cotidianul Gândul, spune dacă miniștrii PSD vor pleca din sală când va veni Traian Băsescu, pleacă de tot. Este un interviu dat astăzi de domnul Vasile Blaga în cotidianul Gândul. Spune de asemenea Vasile Blaga, vom
convoca din nou ședință de guvern, vom face cabinetul Boc 2 și vom numi noi miniștri. Vă rog, vreau să arăt că din ambele părți miniștrii intră și se implică în acest joc politic, să-i spun. Da, bun, dumneavoastră acum asigur... Eu înțeleg, vreți să construiți totul pe campanie electorală? Ia sigur că de fapt e o campanie electorală, dar țin să vă aduc aminte că problema reformei în educație este veche de 2 ani de zile și ceea ce aud aici din partea reprezentantului PSD îmi dă dovada orică nu citesc pur și simplu legile despre care vorbim, orică nu știu, sunt la nivelul, mă scuzați, doamnei Caterina Andronescu, care și-a dat odată maximum de incompetență deja în această funcție în guvernarea PSD. Deci, descentralizarea, domnule Iordache, este o mică părticică din acele legi. Este exact ceea ce spuneam eu mai înainte. Problema este de curiculă, problema este de viziune, problema este de performanță. Problema este ce fel de absolvenți scoatem, ce facem cu fabricile de diplome pe care le votați în Parlament și le susțineți pentru că vă satisfac interesele financiare. O opinie, să spunem, a sindicatelor, pentru că poate sindicatele sunt la mijloc în astfel de dispute politice, dar care se reflectă asupra copiilor, asupra părinților în primul rând. Președintele Federației Alma Mater în legătură telefonică directă cu noi, domnul Răzvan Bobulescu. Bună ziua, domnule Bobulescu! Bună ziua, bună ziua. Vă reamintesc că sunt doar președinte de onoare. Ce vreau să vă spun? Doamna Pora, pentru care am tot respectul, uită un amănunt. Sper că nu voit. După 3 săptămâni de grevă, în 2005, stimată doamnă, noi am optat pentru a obține bani pentru dotări, pentru că sistemul era pe butuci, din punct de vedere al... infrastructurii. Noi atunci ne-am ales cu câțiva leiuți la salarii. De ce uitați acest lucru? Da, domnule Bobulescu, dar totul se reduce la dotări și la salarii. De ce nu puneți problema din punctul de vedere al competenței? Și vocația mea nu este să fiu lider de sindicat. Vocația mea este să fiu profesor. Uh-huh. Vă rog, veniți la facultatea unde predau și întrebați pe studenții mei. Da, bun, dar sunteți cunoscut ca mai mult ca lider de sindicat decât ca profesor. A fost cu rea voință. Da. Asta este opinia mea personală în acest moment. Da. Mulțumesc, Răzvan Bobulescu, președinte de onoare al Federației Alma Mater. Vă rog, domnule. Aș vrea să fac o precizare care probabil că poate spune multe. Legea învățământului a fost modificată în această perioadă de 15 ani de 34 de ori. Undeva trebuie să ne oprim. Undeva trebuie să avem această maturitate de a discuta și de a lua o decizie care să nu se schimbe la anul sau să se schimbe de fiecare dată când vine un nou ministru al învățământului. Întrebarea acum avem un pachet de legi. Dumneavoastră înșivă, ca să spun așa, să vedeți nu, exact nu, nu. Când deci vă aici, opriți, aici vă dacă opriți? Vreți, aici suntem într-o polemică cordială. Eu nu vreau să măresc prăpastia între PDL și PSD și îmi doresc ca acest parteneriat pentru România să funcționeze. De aceea trebuie să fim logici și nu întotdeauna să luăm de bună ceea ce uneori partidul servește ca și lozincă. Eu spun foarte clar, avem un pachet de legi propuse de Comitetul Miclea, sub președinția, sub îndrumarea președintelui Traian Băsescu. Nu trebuie ca PSD-ul să se blocheze în acest proiect, să spună, dom'le, dacă vine din partea aceea, îl catalogăm politic, președintele este în campanie și nu îl discutăm sau de la început nici măcar nu deschidem discuția despre a analiza aceste legi, de a spune dacă sunt bune, nu sunt bune, deci să le luăm în discuție. Aici cred că este de fapt marea problemă. Avem pe ce lucra. De ce s-a blocat doamna ministru? Și aici, dacă vreți, este un palid reproș pe care îl aduc, și anume de a lua aceste legi Miclea și de a le lucra cu specialiștii din PSD, din PDL, din celelalte partide. Dacă ar fi luat și le-ar fi lucrat, n-ar mai fi avut aceste probleme cu, domnule Iordache, Păpădia, cu, nu știu, cu Herodot, cu ceea ce a acuzat șeful statului la acea ședință de guvern? Păi revenim iar la Traian Băsescu și la avocații dumnealui. Normal că e revenim în campanie și... Este președintele României. E președinte, asta este. Nu știu dacă toți l-am votat, dar asta este. Luăm realitatea și o privim în față, dar trebuie să spunem că
Dacă am fi foarte mulți în România, precum Catia Andronescu, cred că ar fi foarte bine. Să nu uităm, Catia Andronescu este ministră de 6 luni și a făcut foarte multe lucruri bune și acum și în mandatul 2000-2004. Din punctul meu de vedere, Catia Andronescu n-a avut toate argumentele să demonstreze cât poate să facă. Să nu uităm bugetul pe care l-a avut și rectificarea negativă pe care a avut-o Ministerul Învățământului. Și se spune că de ce de 2 ani de zile aceste legi ale educației nu au fost lucrate, nu au fost puse în aplicare. Pentru că acest guvern, dacă este să ne aduce aminte, funcționează din luna decembrie, deci de 6 luni de zile. Ce putea să facă doamna Andronescu? Din câte știu, există deja la Comisia de Învățământ, la Camera Deputaților, și pachetul de legi care a venit ca inițiator de la președinție. Există și un pachet pe care depus de vechiul guvern liberal, dar toate acestea nu se pot face peste noapte. Să nu-i cerem unui nou care, ce nu s-a făcut în 20 de ani, să facă peste noapte. Doamna Andronescu, eu cred că s-a comportat mai mult decât onorabil. Modificările și dialogul pe care a încercat să-l aibă permanent, atât cu sindicatele, dar și cu toți cei interesați, au demonstrat că este un ministru competent și cred că poziția pe care a avut-o și reacția pe care a avut-o astăzi fac cinste guvernului în care face parte. Și atunci, înainte de a încheia subiectul pe discuțiile pe această temă, doamna Andreea Pora, v-aș întreba cum să luăm cealaltă declarație a domnului Vasile Blaga, care invita ministrii PSD să se gândească bine înainte de a părăsi sala, că nu se mai întoarcă acolo. Este o declarație de politician, sigur că da, sunt atacuri permanente. Poate primul atac mai dur. E un atac mai dur, acum sigur se face atâta tamtam pe prezența președintelui în acea ședință de guvern, de ca și cum nu Constituția ar prevedea acest lucru. Vreau însă să spun un lucru. Am avut o dezbatere în 22 și am și scris acest lucru și mulți specialiști și mulți intelectuali sunt de părere că legile Miclea au puține șanse. Și știți de ce? Pentru că sunt prima reformă radicală a educației și lovesc în interesele de clan. Iar eu sunt curioasă cum va reacționa Parlamentul când vor ajunge în dezbatere și la vot articole care pedepsesc plagiatul, care pedepsesc clanurile și nepotismele din universități, care pedepsesc lipsa de performanțe și care plătesc profesorii în funcție de performanță, care pentru prima oară are niște criterii clare de măsurare. Deci eu cred că doamna Andronescu și ceilalți domni, celelalte doamne din clasa politică se opun la fondul acestor legi. De aceea discută numai despre descentralizare. Repet, este o falsă problemă. Domnule Necula. În primul rând aș vrea să fac un comentariu vis-a-vis declarația domnului ministru Vasile Blaga. Îl știm cu toții, Vasile Blaga este un om foarte direct, drept, corect. Și în acest moment, Partidul Democrat Liberal, miniștrii Partidul Democrat Liberal consideră că principala problemă nu este campania electorală pentru prezidențiale, ci criza. Și atunci trebuie să termine, trebuie să termine, trebuie să termine miniștrii PSD sau unii sunt tentați, de a merge pe platură politică. O să anunțăm ministrii guvernului. Pentru că este inadmisibil. Și eu sunt de acord. Coaliției. Eu sunt de acord cu poziția domnului ministru Vasile Blaga 100%. Nu se poate să fie într-o coaliție și să nu respecti președintele care a girat la urma urmei și a făcut posibilă această coaliție și să cedezi tentației de a face politică în loc să faci guvernare, mai ales într-un moment de criză. Haideți să mergem dincolo de acest subiect de guvernare în moment de criză sau nu. Vedem ce se întâmplă în clasa politică. Cazul Năstase va ajunge săptămâna viitoare din nou în plenul Parlamentului. Așa a stabilit astăzi conducerea Camerei Deputaților. Decizia vine după ce ieri ședința de plen a fost suspendată de 2 ori de la Parlament. Mihai Ghiță vine chiar acum cu detalii. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, bun găsit, Cristina! Putem să spunem că actuala coaliție de guvernământ se potignește poate în aceste dosare ale lui Adrian Năstase.
mai exact în dosarul Zambaccian 1, care se referă la termopane. Vorbim de acest dosar celebru care apare încă o dată în plenul Camerei Deputaților. Dar cu ce ocazie, se pot întreba mulți? Pentru că procurorul general Laura Codruța Chioveși a cerut refacerea votului pentru că s-ar fi schimbat datele problemei între timp. Mai precis, regulamentul Camerei Deputaților. De ei și supărarea socialdemocraților, ei spun că de fapt toate deciziile Curții Constituționale se aplică pentru viitor și nu pentru trecut, adică deciziile nu sunt retroactive. Și de aici a ieșit un adevărat circ la Palatul Parlamentului. Ieri ședința s-a suspendat de două ori pentru că socialdemocrații nu au înțeles foarte clar ce trebuie să voteze. Așadar, democrat-liberalii susțineau că se va vota începerea urmăririi penale pe numele lui Adrian Năsas, adică refacerea votului, în timp ce socialdemocrații au susținut mai toată ziua că tot ce se va face în ședința de plen va fi să se dea un răspuns, un punct de vedere pentru procurorul general al României, Laura Codruța Chioveși. N-a fost chip să se termine această ședință, pentru că în jurul orei 14, socialdemocrații, urmați îndeaproape de PNL și de UDMR, au părăsit ședința. Nu s-au mai întors și nici astăzi n-au venit socialdemocrații la ședința biroului permanent în care trebuia să fie discutată din nou problema. Se va discuta însă săptămâna viitoare, undeva pe miercuri după amiază, la o ședință de plen. Dacă vor reuși sau nu deputații să scape de acest dosar în această săptămână, vom afla tot săptămâna viitoare. Mihai Ghiță, mulțumesc, de la Palatul Parlamentului. Și aici vine rolul domnului Florin Iordache, un susținător al lui Adrian Năstase, vă rog. Nu, un susținător al Parlamentului, parlamentarismului și al Constituției. Dacă spunem Constituție ce trebuie făcut și ce trebuie respectat, cred că acest lucru nu e ceva nou. Acum un an aș vrea să readuc în atenția celor care urmăresc emisiunea dumneavoastră, Parlamentul s-a pronunțat prin vot. Acest vot a fost în luna august, în 13 august 2008. A venit apoi o decizie a Curții Constituționale care a stabilit că trebuie modificat regulamentul Camerei Deputaților pentru a putea lua o hotărâre, trebuie schimbată majoritatea, nu cu două treimi, trebuie jumătate plus unul din prezență. Din momentul în care a apărut acea hotărâre, acea hotărâre spune foarte clar în Constituție, în principiul de drept, în ce vreți dumneavoastră, de aici încolo toate hotărârile trebuie luate potrivit acelui principiu. Doamna Chioveși ignoră niște principii elementare de drept. Cred că un student din anul întâi de drept știe acest lucru și cere revotarea dată de Camera Deputaților din luna august 2008. Noi am considerat și de aceea biroul permanent a stabilit acum 3 săptămâni și a cerut un punct de vedere al Comisiei de Regulament, care a stabilit că acest vot este inacceptabil, oricum trebuie supus votului, numai plenul este cel care poate hotărâ. De aici au apărut discuțiile și punctul meu de vedere este acela că e inacceptabil să refacem un vot, pentru că dacă refacem acel vot ar trebui toate hotărârile pe care le-a luat Parlamentul de-a lungul timpului trebuie refăcute, pentru că... Vedeți, pare că PSD-ul fuge de răspundere sau încearcă prin absență să se coalizeze cu Adrian Năstase. Înțelegem că astăzi în birou permanent reprezentanții PSD nu au fost prezenți. Dar e unul singur. Restul ceilalți au fost și chiar domnul Năstase a fost astăzi în birou permanent. Este vorba de liderul sau vice-liderul de grup. În rest ceilalți au fost acolo. Problema din punctul meu de vedere nu este dacă e vinovat sau nu e vinovat. Dacă o vinovăție o stabilește instanța. Dar dacă trebuia dar să se... Dar nu ajunge. Păi nu, stați puțin, instanță. Pentru că Zambaccian 1 este conexat cu Zambaccian 2 și asupra acestui dosar deja Parlamentul s-a pronunțat în luna martie acestui an, deci se poate pronunța parchetul. Spune colegul meu de la Palatul Parlamentului că nu a fost nimeni de la PSD în ședința biroului permanent, dar mergem acolo și stăm de vorbă cu domnul Sever Voinescu, Partidul Democrat Liberal, care ne poate spune procedurile acestea. Ce facem cu ele? Vă rog, domnule Voinescu. Aș vrea întâi să fac o precizare. Niciun membru al Partidului Social-Democrat nu a fost astăzi în ședința biroului permanent. Nici unul, nici liderul de grup și nici unul din ceilalți membri ai biroului permanent. Asta a îngreunat cu ceva luarea unei decizii sau ce a îngreunat în general această ședință, pentru că după cum știți, ședințele biroului permanent pot avea loc dacă există un quorum. Cu greu s-a putut ajunge la acest quorum, trebuie să fim minim 7 persoane, am fost 7 persoane numai pentru primele 3 puncte de pe ordinea de zi a biroului de permanent de astăzi.
după care unul dintre noi s-a retras și atunci a trebuit să oprim ședința pentru că nu mai aveam cvorum. Dar cum se retrage cineva? Adică nu participați la o ședință și rămâneți acolo până când se termină sau cuiva îi sună telefonul bună, și trebuie să plece? Foarte bună întrebare, foarte bună întrebare. Vă mărturisesc că, fiind parlamentar nou, sunt șocat de asemenea atitudini până la urmă, dar trebuie să vă spun că din ceea ce mi-au spus colegii se practică adesea. Se practică adesea această situație în care când o comisie sau în fine un grup trebuie să lucreze după un cvorum, se aranjează lucrurile astfel încât acel cvorum să fie minimal întrunit pentru ca ședința să poată fi ruptă oricând prin plecarea unuia. Înțeleg că e ceea ce cei mai vechi pe aici numesc o cutumă. O cutumă. Ne puteți spune cine a plecat sau din ce partid? Nu, n-aș vrea, nu vreau să părăsc, nu vreau să acuz pe nimeni. Ședințele de birou permanent, cum știți, sunt redate integral în stenograme care se publică. Se va publica mâine stenograma și toată lumea va putea vedea în ce forum am lucrat până la punctul 3 de pe ordinea de zi și după aia cum am rămas fără. Bun, din punctul dumneavoastră de vedere, miercuri se va relua ce în Parlamentul României legat de Adrian Năstase? Bun, miercuri se va relua, din punctul meu de vedere, solicitarea Procurorului General, urmând ca plenul să dea un răspuns, pentru că eu nu înțeleg de ce colegii de la Partidul Social Democrat, după ce inițial acceptaseră într-un birou permanent anterior, destul de furtunos, e adevărat, că asta se dezbate, pentru că până la urmă noi ne-am strâns în plen ca să dăm răspuns unei solicitări a Procurorului General. Repet, putem răspunde că nu e admisibilă, putem răspunde că nu e corectă pe fond, putem răspunde că dimpotrivă e corectă, dar noi avem o cerere. Camera Deputaților a fost sesizată cu aceeași, ceea ce trebuie să primească un răspuns. Răspunsul nu-l poate da decât plenul. Răspunsul nu poate fi dat de comisii, de puncte de vedere sau de scrisorele trimise de câte unul sau de câte altul. Am înțeles. Un minut, dacă doriți să mai rămâneți cu noi. Domnule Iordache, vă rog, cum vedeți aceste declarații? Păi am fost împreună ieri în plenul Camerei Deputaților. Biroul permanent, și domnul Voinescu își aduce aminte, a sesizat Comisia de Regulament pentru un punct de vedere. Acel punct de vedere preciza, și era un vot care s-a luat în Comisia de Regulament cu 4 voturi pentru, că solicitarea Procurorului General este inacceptabilă. Și noi am prezentat plenului un proiect de hotărâre care preciza, ținând cont de solicitare, ținând cont de Constituție, ținând cont de regulament, solicitarea, și asta era de fapt ce dorim noi să supunem votului, solicitarea este inacceptabilă. Și aici ne-am blocat. Dumnealor vreau să supună votului cererea de începere a urmăririi penale. Nu putem, ar trebui să privim foarte atent Constituția și regulamentul. O cerere de începere, asupra unei cereri de începere sau de neîncepere a urmăririi penale, trebuie să se pronunțe Comisia Juridică dacă sunt sau nu elemente. Atâta timp cât Comisia Juridică nu a fost sesizată să prezinte un punct de vedere și noi nu avem decât un punct de vedere, noi dorim acest punct de vedere care precizează inaccesibilitatea și nu putem fi de acord. Bun. E anormal, destul de greu de găsit unde este adevărul. Domnule Voinescu, vă rog, foarte scurt. Da, sunt sigur o grămadă de lucruri care pot părea, poate pe bună dreptate, telespectatorilor noștri chichițe juridice. Telespectatorii sunt convins că înțeleg fondul problemei și mesajul politic și mesajul până la urmă de răspundere morală. Dar ce vreau să spun în legătură cu ceea ce a spus domnul Iordache, vreau să vă spun că într-adevăr ieri în plen au fost nenumărate discuții, cum știți, a existat acest proiect de hotărâre propus de Partidul Social Democrat, a existat un proiect de hotărâre care a ieșit din dezbaterile din biroul permanent. Noi eram acolo să dezbatem toate lucrurile astea. De altfel, vă amintiți, cred, domnule coleg, că la un moment dat domnul Oltean de la Partidul Democrat Liberal a propus să intrăm în procedura firească. Eu însumi de la tribuna am propus să intrăm în procedura firească, să mergem la Comisia Juridică și să urmăm căile stabilite de regulamentul nostru. Din păcate, biroul permanent... Dar nu a fost sesizată Comisia Juridică? Tocmai pentru că, din păcate, dați-mi voie, pentru că, din păcate, în biroul permanent, deși noi, cei de la PDL, am spus foarte clar că asta este calea, din păcate, în biroul permanent, un vot evident politic a decis ca această cerere să urmeze o procedură sui generis care nu e în regulamentul nostru. Am ajuns cu un punct de vedere, repet, nu raport, ci punct de vedere de la Comisia
de regulament și am ajuns în această situație. Ceea ce pe mine m-a mirat însă a fost momentul în care ați părăsit sala, pentru că dezbaterile erau în plin. Pentru că din plin, și ați părăsit sala în momentul... Nu, ați părăsit sala... Iertați-mă, există, există un tip... Președinta conduce unilateral și am spus bun, foarte asta clar, e părerea dumneavoastră, lăsați-mă... Am înțeles. Există dacă un tipic... haideți să respectăm regulamentul și Constituția. Iertați-mă, asta, și, rog, asta și vreau. Eu întotdeauna am spus să respectăm regulamentul, să mergem la Comisia Juridică. Dumneavoastră nu vreți asta, dar eu vreau altceva să vă să spun acum și să vă reamintesc dumneavoastră și să spun și telespectatorilor. Momentul în care ați decis să părăsiți sala a fost exact momentul în care, în sfârșit, după opinia mea, ședința venise la tipicul ei normal. Pentru că scenariul în asemenea ședințe, cred că sunteți de acord cu mine, următorul. Se citește solicitarea, se aduce la cunoștința plenului punctul de vedere al comisiei, în cazul nostru Comisia de Regulament, urmează dezbateri, urmează evident cuvântul domnului Adrian Năstase împricinatu și în final decidem prin vot. Dumneavoastră, în momentul în care s-a citit scrisoarea, v-ați pierdut cu totul, cred că răbdarea, nu vreau să spun că v-ați pierdut cumpătul și ați decis brusc să părăsiți sala. Ori, iertați-mă, până la urmă, ce v-a determinat să faceți asta? Lectura scrisorii procurorului general? Mulțumesc, Sever Voinescu, un direct de la Palatul Parlamentului. Cred că și telespectatorii noștri încep să-și piardă răbdarea cu aceste lucruri greu de înțeles. 10 secunde, vă rog, că trebuie să luăm o pauză. Aș vrea să spun ceva pe fond. Deci, PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul procedează în cazul dosarelor de mare corupție cum au procedat în ultimii 2 ani. Adică fac zid. Doar la presiunea Comisiei Europene s-a dat drumul la niște dosare. Toate chichițele astea procedurale, haideți să fim serioși, păi dacă s-a votat odată, s-a schimbat regulamentul, rămâne așa pe 1000 de ani bătut în cuie pe același regulament când vine o cerere ulterioară deciziei Curții Constituționale. Semnalul politic care a fost dat domnule Florin Iordache, că ați fost un mare apărător al lui Adrian Năstase, știm, și al codurilor. Ați votat la ordonanța DNA, de-aia sunteți în topul pe lista neagră la statul de drept. Se face ca întotdeauna zid în jurul lui Adrian Năstase, îl feresc nu cumva să ajungă, este unul dintre cele mai dificile dosare Zambaccian 1, cu care Adrian Năstase ar putea să aibă probleme mai mari, pentru că și noi în presă, ca și dumneavoastră, am lecturat anumite lucruri. Trecem de la Adrian Năstase la Elena Băsescu. Nu mai avem timp, vă rog, Elena a vrut cu tărie să facă politică. Mi-a fost jenă de ceea ce s-ar fi putut întâmpla PDL-ului dacă i s-ar fi spus partidul succesului. Mărturisirea este făcută de președintele Traian Băsescu. Este o mărturisire despre fiica sa cea mică, făcută în emisiunea Nașul de la B1 TV. Șeful statului spune că a încercat să o determine pe Elena să nu intre în politică, ba chiar a reușit să o convingă să nu candideze la locale și la parlamentare. Am convins-o să nu candideze, aducând argumente de genul: fata tati, nu poți să cobori de pe podium în Consiliul General al Municipiului București sau în Parlamentul României. Acest argument nu a mai funcționat în cazul europarlamentarelor. Nici măcar succesurile nu au mai avut efect, a mărturisit președintele. În schimb, au determinat-o pe Elena Băsescu să candideze ca independent. Nu m-am bucurat deloc. Deloc. Nici măcar ca tată. De ce că îi place? Se vede că eu e ambelor pentru ea. Fetele, am spus, fetele tati, vedeți cum e în politică. Se aruncă cu vorbe urâte, se minte, orice. Te murdărește oricine. Cea mică a vrut. A vrut o tărie care pe mine m-a surprins, m-a șocat, dacă vreți. Mie mi-a fost foarte jenă de ce se putea întâmpla foștilor mei colegi. Și exact în acești termeni am avut discuția cu ea. Fata tati, o să te trezești că din cauza ta, în toată campania o să îi se spună acestui partid, Partidul Succesuri. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Cei 4 miliarde de dolari ar fi foarte bine investiți într-o reformă a justiției. O justiție pentru omul de rând. Aș investi bani în construirea de locuințe sociale pentru tineri. Aș încerca să
fac cât mai multe pentru bătrâni. Aș face salariile mai mari ca să-și dea interesul. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Cremoso Duo. Iaurt fin și cremos și cireșe savuroase. Un dublu deliciu pentru o dublă plăcere. Răsfață-te până la ultima picătură. Noul Cremoso Duo cu cireșe și cu cereale glazurate în ciocolată. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Mașini noi? Intră pe autonovo.ro. Gândit pentru a-ți alege mașina potrivită. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Cu benzile de ceară rece Vit, uiți de la madaras. Urmezi 4 pași simpli. Încălzești, dezlipești, aplici și îndepărtezi rapid. Cu Vit obții până la 4 săptămâni de finețe și catifelare. Vit. Simte frumusețea! Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absoarbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Pentru redefinirea feței și chiar a liniilor de contur și gât, am nevoie de cea mai bună cremă Effect Lifting. Decizia mea e luată. Inovație. Revitalift cu acțiune integrală pentru față, contur și gât. O îngrijire profund restructurantă cu vitafibrină ce dă fermitate și destinde pielea, chiar și liniile de contur și gât. Contur mai bine definit. Profilul gâtului întins, ca după un lifting. Noul Revitalift acțiune integrală față, contur și gât de la L'Oréal Paris. Eu văd diferența, pentru că merităm. Am revenit în fabrică, discutăm despre coaliție, iată scandaluri care încep să fie din ce în ce mai multe, să spunem, în toată această perioadă. Președintele Traian Băsescu, care vorbește de fica domniei sale. Suntem pe finalul emisiunii, așadar, scurtii concluzii. Domnule Necula. Aș vrea să revin totuși la situația lui Adrian Năstase, pentru că n-am apucat să-mi exprim un foarte scurt punct de vedere. Și anume, e o problemă de principiu. În primul rând, Parlamentul României nu este de esență divină, deci poate greși. Și eu cred că au greșit atunci când nu i-au ridicat imunitatea lui Adrian Năstase. Da, așa cum Senatul i-a ridicat, imunitatea lui Șerban Mihăilescu și l-a trimis în fața justiției. La fel trebuie ca și Adrian Năstase să înțeleagă că nu este mai presus ca oricare din cetățenii acestei țări și că legile, așa cum sunt aplicate pentru fiecare dintre cetățeni, trebuie să-i fie și lui aplicate. Domnule Iordache, vă rog 30 de secunde să rămâneți. Nimeni nu e mai presus de lege, așa știți că în martie au fost trimise două dosare al lui Adrian Năstase, dar trebuie să fim consecvenți. Dacă anul trecut la acest dosar ne-am pronunțat prin vot și prin vot a fost respins, și repet, chiar dacă exista actualul regulament, din 270 de voturi anul trecut, decât 120 au fost. De fiecare dată când vrea cineva retrimite Parlamentul, Parlamentul nu e o bătaie de joc a cui vrea să schimbe și de fiecare dată să revotăm că vrea unul sau altul. Ultimele secunde, doamna Andreea Pora. Parlamentul este doar armura lui Adrian Năstase. O parte a Parlamentului, cer scuze. Da, o parte a Parlamentului. Cu excepția PDL-ului. Da, aici trebuie să admit că dar o parte este majoritară, iată, dacă parte nu s-a nemajoritară, pentru că se dovedește că nu e majoritară, că funcționează o fostă și actuală coaliție. Deci PSD-ul și cu PNL-ul și UDMR-ul îl pun de 2 ani și jumătate pe Adrian Năstase deasupra legii. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, rămâneți în realitate, urmează desfilul. Vino
Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Samsung J770 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. În timp, pielea își pierde fermitatea. Ridurile se adâncesc. Totul ține de consistența pielii. Garnier Ultralift Pro X cu Proxilan, o puternică moleculă antirid din extract de fag. În doar 2 săptămâni, pielea își recapătă consistența și este reconstruită. Pentru mine este cel mai bun antirid. Ridurile pur și simplu dispar. Așa, vezi? Piele mai plină, mai puține riduri. Garnier Ultralift Pro X. Ai grijă de tine. Intră în joc cu noua ofertă de internet de la RomTelecom ClickNet. Vino în magazinele RomTelecom și experimentează Wii de la Nintendo. Pentru unii, stilul băii este important. Pentru alții, siguranța contează. Pentru copii, este un loc de joacă. Dar în multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Acum ai soluția. Chiturile de rosturi și silicoanele ceresit cu formula MicroProtect, care îți protejează baia și o fac un loc sigur. Sistemul Ceresit MicroProtect pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit MicroProtect. Noua protecție invizibilă de la Nivea. Numărul 1 în lume în protecție solară. 100% transparent, 100% neuleios. Nou, Nivea protecție invizibilă, pentru că frumusețea este atracție. Hei, saluti a tutti! E arrivato il giugno, no? Vogliate mangiare bene? Mangiate all'italiano, pasta, sì! Spaghetti alla carbonara, fettuccine cu sos pesto de rucola, linguini cu pui și sos de cimbru și mentă, farfale cu sos pesto trapanese, lasagna cu sos pesto genovez, penete cu vodka și somon, ravioli cu spanac, mozzarella și roșii, fusilli con mozzarella, va bene! Bucătăria pentru toți! Ușor, natural, gustos! Câștigă un minunat weekend cu familia la Disneyland Paris. Încarcă pozele tale pe momenteminunate.ro și bucură-te de multe alte premii de la Poiana. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absorbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea For Men. Ce vor bărbații? Hai să te schimbi! Oh, nu, e tot pătat! Iar nu a făcut față detergentul? Iar ai muncit degeaba? Nici chiar un detergent scump nu e suficient. Adaugă Veniș Oxy Action. Vei scoate petele mai bine decât cu detergentul scump folosit singur. Noua formulă Veniș înlătură ușor petele dificile. O doză de Veniș la fiecare spălare este asigurarea ta împotriva petelor. Acum sunt sigură de rezultat. Veniș, ai încredere în roz. Uită de pete! Nordstar, secretul verilor răcoroase. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, nu vrea să fie ținta președintelui Traian Băsescu. Ieri șeful statului spunea că doamna Andronescu a intrat într-un parteneriat cu sindicaliștii, un parteneriat împotriva elevilor, despre politizarea unui domeniu sensibil astăzi la Deschide Lume. Vasile Blaga.